CSU Danubius va întâlni Dunărea Brăila la începutul lunii septembrie. În prima etapă a Ligii Naționale Feminine, Valeriu Costea nu se gândește decât la victorie. Chiar Brăila, chiar Slobozia? Mă uitam pe program și am văzut că, din punctul meu de vedere, e un tur de campionat care ar trebui să ne ajute. Mai departe, vedem la momentul respectiv. Pentru fanii gălățeni ai handbalului, un succes cu rivala din Brăila reprezintă un lucru deosebit. Știu că e o rivalitate așa, dar pe plan sportiv și frumoasă la un moment dat, că, având în vedere că e un spectacol foarte, foarte frumos, jocul dintre Brăila și Galați. Da, vă dați seama că orice meci pe care îl abordăm acasă, îl abordăm la victorie. Nu contează cu cine jucăm. CSU Danubius vrea să câștige în primul rând partidele de pe teren propriu. Dacă va reuși să învingă în măcar 90% dintre aceste meciuri și va obține 2-3 succese în deplasare, echipa de la Dunăre se poate clasa între primele 8 formații din campionat.